Cel mai interesant mi se pare jumătatea, cel mai interesant moment mi se pare jumătatea anilor 80. Atunci a apărut vulpea, vulpea zburătoare, și pentru că avem aici specialiștii care au lucrat la prototip, ar fi așa o impietate să vorbesc eu ce știu, ce am citit în presă despre el. Vă rog să-mi permite să-i dau cuvântul unuia dintre părinții acestui elicopter. Este vorba de domnul inginer Prea. Nu speram să mai apuc să-l văd în viață în formă reconstituită, pentru că știu cum a venit în urmă cu niște ani. Numai fuselajul la Muzeul Aviației și am zis atunci în gândul meu, bine că totuși mai e o urmă, o bucățică din el, și acum mă bucur în mod deosebit de efortul care l-a făcut armata să-l reconstituie și de faptul că va exista un martor la ceea ce am făcut noi atunci. A fost încercarea institutului de a prelua treaba noastră, știi? Cu două motoare, așa s-au gândit. A fost varianta cu două motoare. Am avut și o variantă cu două motoare. Sigur. Au pus eram și legătura în motoare, cu pală, cu tot. Deci am fază foarte avansată. Iar eu ce nu știam lumea este că am pus pe aluetă un motor TV100 de la TA, în intenția ca unul sau două motoare din alea să echipeze retrofitul 316 în 317. Retrofitul ce înseamnă? Că se schimbă din față, de la structura centrală, se schimbă barca. Partea de... El a proiectat barca. Și... Mașa, prin de mașa. Aia va aparține de ea, dumneavoastră. Da, să mai dau și la colegului, da.